Apariția micuțului Damir în viața prezentatoare de la Meteo Tatiana Vornicescu a făcut revoluție în viața, dar și în bucătăria vedetei. Alături de copil și părinții au adoptat un alt mod de viață, ceea ce înseamnă aproape nimic sare în bucătărie, delicii gătite doar la aburi și 5 mese stricte pe zi. Nu îl dăm pe copil după noi, dar să ne dăm noi după el. Adică mâncarea preparată care o preparăm pentru el, eventual o mâncăm și noi. În loc de sare pentru, de exemplu, pentru salate, pentru restul care necesită un pic de gust, noi punem lămâie. Și lămâie neapărat când o punem congelată. Măcar 2 ore să stea în congelator ca să scăpăm de nitrați. Astfel chiar și pentru copil când se prepară, dar chiar și pentru noi maturii când dorești vreun piure de fructe să prepar, atunci cel mai bine să congelezi aceste fructe. De ani buni, Tatiana se trezește odată cu soarele, dar asta nu înseamnă că are dreptul să sară peste micul dejun. Eu în fiecare dimineață mă trezesc cu apă plată, cu lămâie și cu miere. Poate sar de jumătate din Chișinău, eu fără a nu bea acest pahar cu apă plată și lămâie, nu ies din casă. Mănânc întotdeauna o banană pe stomac gol, asta deja este o regulă de 2-3 ani. Această banană este foarte bună pentru intestine, pentru digestie. La cine se alintă cu o salată cu multă verdeață? Această regulă îi permite să stăpânească kilogramele la cifra dorită. Noi astăzi vom face salată din rucolă. Pentru aceasta avem nevoie de ceri și de migdale. La dorință deja punem un pic de ulei și scurgem câteva picături de lămâie ca să-i dea gust. Se gătește special. Așa arată o gustare de-a lui Damir, un fel de desert pe bază de brânză și fructe. Toate aceste produse, la final, pot fi preparate și în formă de butincă, puse ulterior, după aia, în rolă și se prepară astfel butinca. Până atunci, însă, este un piure de fructe care îl poți servi pe copil drept ca o gustare. Acest piure de fructe se mănâncă la orele 4 la noi. Eventual noi la 3:30 punem mâncarea pe 10-15 minute. Așa. În cazul în care gospodinele, mămicile acasă nu au acest aparat, fără nicio problemă se poate de preparat toate aceste fructe și la abur. În fiecare zi se diversifică. Personal, eu diversific mâncarea copilului în fiecare zi. Feciorul Tatianei este învățat să mănânce chiar și desertul un pic încălzit. Toate fructele și brânzica am amestecat-o cu blenderul. Astfel am primit o masă de piure din fructe pentru copil. Chiar dacă la început părinții prezentatoarei nu înțelegeau gustul bucatelor din bucătăria ei, cu timpul s-au obișnuit să mănânce sănătos. Dar acasă, fie vorba între noi, își mai permit să păcătuiască cu un pic de sare, cât nu-i vede fiica. Ei când sunt acasă singuri, poate își mai prepară tot felul de mâncăruri cu sare, cu piper, dar când sunt la noi, de obicei mănâncă și le place mâncarea pregătită, pentru că deja s-au obișnuit cu această idee.